Crucea are înălțimea de 39,30 metri, inclusiv soclul de 7,9 metri, fiind construit la altitudinea de 2291 metri. Lungimea brațelor este de 14,97 metri, lățimea pilonului central fiind de 2 metri. Crucea de pe Caraiman a fost inclusă pe 14 august 2013 în Cartea Recordurilor Guinness drept cea mai înaltă cruce din lume. Au trecut 10 ani de atunci, iar autoritățile au marcat evenimentul pe peronul gării din Bușteni, unde a fost dezvelită o placă. La inițiativa regelui Ferdinand și a reginei Maria, supranumită și Mama Răniților, în luna mai 1926 a început construcția Crucii Eroilor Neamului în memoria eroilor căzuți în primul război mondial, războiul de întregire a României. Monumentul a fost executat de lucrători ce aparțineau direcției de poduri din cadrul căilor ferate române. Inaugurarea și sfințirea crucii s-a făcut pe 14 a 9 a 1928, în ziua Sfintei Cruci.